A avut peste 1:1000 la etilotest. Mai mult, și-a îngreunat situația când a refuzat recoltarea de sânge. Vorbim despre un craiovean de 29 de ani care acum se află în spatele gratilor. În fapt, noaptea de 26 spre 27 ianuarie, în jurul orei 2, polițiștii l-au depistat pe tânăr în timp ce conducea un autoturism pe strada Gogu Constantinescu din municipiul Craiova. Întrucât emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,17 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la o unitate medicală unde a refuzat prelevarea de mostre biologice. În baza probatorului administrat, ieri 29 ianuarie, polițiștii l-au reținut pe tânăr pentru 24 de ore, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Dolj.